Divizionarea secundă de futsal ACS West Deva va participa în acest weekend la al treilea turneu al seriei din care face parte. Devenii, care sunt lideri în seria 3 cu 6 victorii din tot atâtea meciuri, vor întâlni în ordine pe Șoimi și Mandu, ocupanta locului 2, pe ultima clasată CSM Târgu Mureș și pe gazda turneului Metropolitan Ișalnița și își propun să câștige toate aceste meciuri. Urmează cel de-al treilea turneu care se va juca la Craiova, mai exact Ișalnița, unde de asemenea vor fi trei etape ca și la celelalte turnee de până acum. Ce sperați să obțineți în acest turneu? Ca și până acum ne-am dorit să obținem toate cele 9 puncte din cele 3 meciuri și să ne consolidăm primul loc. Dacă va câștiga cele 3 jocuri din weekend, West Deva se va impune în seria din care face parte chiar și înaintea ultimului turneu care se va disputa la Târgu Mureș între 25 și 27 martie. În plus, Deveni și-ar asigura și participarea în turneul de promovare pentru Liga 1, la care vor mai lua parte ultima clasată din prima divizie Clujana Cluj și celelalte două câștigătoare de serii din eșalonul secund, una dintre ele fiind KS Târgu Secuiesc, cealaltă urmând a se alege dintre Ceahlăul Piatra Neamț și Mausoleul Mărășești. Primele două clasate din acest turneu vor promova în prima ligă.